Scriptura ne spune că El face rana și El o vindecă și încrederea noastră este mare în Dumnezeu cu privire la noi, la casele noastre și la poporul Domnului. Scumpii mei, o să citim din nou din Scriptură și în seara aceasta o să citim despre Baieșa, un împărați, capitolul 15, de la versetul 33 până la 16 cu versetul 7. Un împărați, capitolul 15, versetul 33. Vă invit să vă ridicați în picioare. În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul la Tirța, Baeșa, fiul lui Ahia. A domnit 24 de ani el a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târse Ieroboam pe Israel. Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Yehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa. Eu te-am ridicat din țărână și te-am pus mai mare peste poporul meu Israel. Dar pentru că ai umblat pe calea lui Ieroboam și ai făcut pe poporul meu Israel să păcătuiască, pentru ca să mămânii prin păcatele lor, iată că voi mătura pe Baeșa și casa lui și casa ta o, o voi face ca și casa lui Eroboam, fiul lui Nebat. Cine va muri în cetate din casa lui Baeșa va fi mâncat de câini și cine va muri pe câmp din trai lui va fi mâncat de păsările cerului. Celelalte fapte ale lui Baeșa, ce a făcut el și sprăvile lui nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Baeșa a dormit cu părinții săi și a fost îngropat la Tirța și în locul lui a domnit fiul său Ela. Cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Ehu, Iehu, fiul lui Hanan, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pe de o parte, pentru tot răul pe care îl făcuse sub ochii Domnului, mânindu l prin lucrarea mâinilor lui și ajungând ca și casa lui Ieroboam, iar pe de altă parte, pentru că lovise casa lui Ieroboam. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Dragii mei frați și surori, am vorbit despre cei 20 de împărați din regatul de sud, Iuda, cu capitala la Ierusalim, și acum am început să vorbim despre regatul de nord, iar Baeșa este cel de-al treilea împărat din acest regat. Primul a fost Ieroboam și întemeietorul Regatului de Nord, printr-o printr răscoală, printr-o instigare, dar și ca urmare a păcatelor lui Solomon și printr-o greșeală de conducere a lui Ieroboam. Un complex de factori care a avut drept consecință ruperea unei țări în două părți. Ieroboam a fost primul împărat. Și a fost atât de rău încât Biblia întotdeauna în Vechiul Testament îl dă exemplu ca persoana prin care a intrat răul în țară. Al doilea împărat a fost Nadab, fiul său, și aici se întrerupe această seminție pentru că Nadab este ucis și urmează împăratul care l-a ucis, Baeșa. Lecția de viață pe care o învățăm de la împăratul despre care am discutat joia trecută, Nadab, este legată de conceptul de har și de păcat. Primele două dinastii din regatul de nord, spuneam data trecută și repet în această seară, respectiv Ieroboam și Baeșa, sunt asemănătoare prin faptul că deși acești doi lideri ai acestor doi dinastii, acestor două dinastii, au fost niște oameni foarte păcătoși. Dumnezeu a îngăduit ca fiii lor să ajungă la tron, oferindu-le șansa. Dar fiii lor au umblat în păcatele părinților lor și atunci Dumnezeu i-a distrus și a îngăduit ca dinastiile lor să fie distruse și să nu mai continue. Ieroboam a domnit 22 de ani, dar fiul său a domnit numai 2 ani. Baieșa, după cum am citit în seara aceasta în Biblie, a domnit 24 de ani. Însă el, la fiul său, a, dormit și, a domnit și el tot 2 ani. Primul lucru pe care vreau să-l menționez legat de Baieșa, împăratul pe care îl studiem în această seară, este că el a fost un împărat rău după modelul lui Eroboam. Baeșa este caracterizat de Biblie prin câteva afirmații, probabil două. Prima dintre ele, el a făcut ce este rău înaintea Domnului. Atunci când citim în Biblie despre cineva care este calificat prin această afirmație, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, înțelegem că omul acesta a fost foarte rău și nu mai avem nevoie de explicații. A doua afirmație, a umblat pe calea lui Eroboam săvârșind păcatele în care târse Ieroboam pe Israel. Observați că Baieșa a imitat pe Ieroboam, dar în același timp a practicat și păcatele pe care Ieroboam le-a legalizat în țară. Numele lui Ieroboam este pomenit în scriptură de 96 de ori și de cele mai multe ori este prezentat ca un simbol al păcatului. Foarte des în Vechiul Testament vom întâlni afirmații ca și acestea. Au umblat în calea lui Eroboam vorbindu-se despre alți împărați care au umblat în calea lui Eroboam, adică au imitat exemplul lui păcătos de viață sau s-au dedat la păcatele lui Eroboam, adică au avut stilul lui de viață au săvârșit aceleași păcate ca Ieroboam. De 96 de ori se vorbește despre Ieroboam ca despre o persoană atât de rea încât toți cei care păcătuiesc mai târziu au păcătuit ca el. Răutatea lui Baeșa este evidentă și prin comparația cu Asa, un împărat bun. Asa era împărat în Iuda de trei ani de zile, când a ajuns Baeșa împărat în Israel. Și aș vrea să fac câteva comparații cu Asa sau între Baeșa și Asa, pentru că puțin mai târziu când vom mai vorbi despre Baeșa, ce a făcut în relația cu Asa, să înțelegem că întotdeauna omul fără caracter are inițiativa să facă rău, iar omul de caracter are inițiativa să facă binele. Priviți câteva comparații. Biblia spune în 1 împărați 15 cu 34, Baieșa a făcut ce este rău înaintea Domnului. Despre Asa, în 1 împărați 15 cu 11, se spune Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Cât de diferiți au fost acești doi oameni încât Biblia spune despre unul că a făcut ce este rău, celălalt că a făcut ce este plăcut. A doua comparație. Baeșa a umblat pe calea lui Ieroboam, Asa a scos sodomiții din țară. Observați ce preocupări diferite la acești doi împărați. Au domnit în același timp. Când Baeșa a apărut pe scena monarhică, Asa avea o vechime de trei ani. După ce Baeșa a murit, Asa a mai continuat să împărățească încă 14 ani, fiindcă Asa a domnit 41 de ani la Ierusalim în Iuda. A treia comparație. Baeșa a făcut păcatele în care Ieroboam târse pe Israel. Am fost curios să știu la ce păcate se referă Biblia când afirmă de păcatele în care a târât el pe Israel. Și am găsit un unul în împăras capitolul 12 versetul 28 că Ieroboam pentru că a luat cele 10 seminții și a rupt împărăția, izolându-se în partea de nord, unde nu era Templu, nu erau preoți, leviți și închinare, el a trebuit să inventeze un sistem de închinare pentru ca poporul să nu se mai ducă la Ierusalim și ducându-se să li se deschidă mintea spre împăcare pentru ca și ei să aibă acces la Templu. Și atunci el a construit Doi viței din aur i-a legalizat ca fiind Dumnezeul poporului și i-a pus într-un loc central, ca oamenii locuitorii țării să se închine la ei ca lui Dumnezeu. Atât de mult l-a supărat pe Dumnezeu acest păcat, încât mereu și mereu și mereu, Biblia spune, a târât pe Israel în păcat, după modelul lui Roboam. Despre niciun împărat din Biblie nu se scrie că ar fi făcut atâta rău printr-o inițiativă ca și despre Eroboam. Păcatul lui Eroboam a fost idolatria. Asa, din potrivă, a eliminat idolatria din țară și Biblia ne spune că a oprit-o pe mama lui să mai fie împărăteasă doar pentru simplu motiv că a zidit a ei un idol. Imaginați-vă că fiecare om este subiectiv cu cei din familia restrânsă. Iar mama e una dintre cele mai apropiate persoane de orice om. Mama avea și ea calitatea de împărăteasă după fiul ei și Asa, public și oficial, i-a luat această poziție doar pentru faptul că a surprins-o făcând un idol a ei. Ieroboam a zidit doi viței și poporul s-a închinat la ei. Asa a stârpit, a oprit idolatria din Israel. Să nu vadă Dumnezeu diferența dintre acești doi bărbați? Ba da. De asemenea, Asa a, don a donat la casa lui Dumnezeu aur, argint și vase, evident de aur. Dumnezeu s-a uitat cu plăcere la acest om care a respectat casa lui Dumnezeu, a luat din bunurile, cu care Dumnezeul binecuvântase și a adus din ele la templu. A avut o inimă bună a sa. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind la Baieșa, al treilea împărat din zona de nord, este faptul că el a folosit privilegiile poziției de împărat pentru a-și împlini interese personale. De-a lungul istoriei au fost oameni care au profitat de privilegiile pozițiilor lor și, dintr-o dată, au folosit oportunitatea locului pe care au stat pentru împlinirea unor interese personale, dezonorând serviciul lor, poziția lor și misiunea cu care au fost așezați în, acest, în această uh, uh, poziție. Orice persoană care este în serviciul Domnului, trebuie să se îngrijească de nevoile lui și trebuie să se îngrijească de nevoile familiei lui. Biblia spune, dacă cineva nu se îngrijește de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. Noi avem tendința să fim foarte politicoși și respectoși cu străinii și foarte permisivi și lipsiți de răbdare și de bunătate cu cei din casa noastră. Nu vă supărați, lucrul acesta este păcat, ca oricare alt păcat din Biblie. Scriptura spune, este mai rău decât toți oamenii dacă face asta. Atunci când vorbim despre Baeșa că a folosit privilegiile poziției pentru împlinirea intereselor personale, afirmăm faptul că el a zidit un zid la granița dintre cele două regate pentru ca poporul să nu mai meargă în împărăția de sud, la templu, la rude, în Ierusalim, și uitați ce spune capitolul 15, versetul 17. Baeșa împăratul lui Israel s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama. Rama era la granița dintre cele două regate. Ca să împiedice pe cei ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre. Omul acesta, nebunia lui, pentru a-și consolida țara, că numai dacă avea o țară se numea împărat, nu poți să fii cioban dacă n-ai oi. Nu poți să fii păstor dacă n-ai membri și nu poți să fii împărat dacă n-ai cetățeni. Ei, el ca să aibă cetățeni, pur și simplu i-a încuiat, cum ne încuiase pe noi Ceaușescu în România, ca să nu cumva să iasă în Iuda, să se îndrăgostească de templu, de frumusețea închinării de frații din sud și să rămână în Ierusalim, i-a încuiat în regatul de nord. Și cum, cum au făcut nemții un zid, zidul Berlinului, așa a făcut el un zid separând cele două regate, pentru ca în mod fizic oamenii să nu mai poată trece în împărăția soră din Sud. Din, această, din cauza stării de păcat care dormea în partea de nord, oamenii evlavioși din țară migrau în zona de Sud, pentru că nu mai suportau păcatul din țară, idolatria din țară iresponsabilitatea și nepăsarea, pe ei și familiile lor se simțeau un pericol. De aceea au vrut să meargă în sud, unde erau împărați buni. Nu uitați, din 20 de împărați din sud, 9 au fost buni. Dar din 19 împărați din, 19 împărați din nord, nici unul n-a fost bun, măcar de poftă, nici unul. Toți au fost o apă și un pământ, răi. Ei, oamenii Evlavioși n-au mai stat în Regatul de Nord, datorită răutății împăraților. O răutate care priva pe membrii, pe cetățenii țării, îi priva în sensul că le lua dreptul, ca să se închine, să învețe ceva bun, să fie ajutați. Și atunci oamenii au plecat. Ei, el a făcut un zid să nu mai plece nimeni. Vă puteți imagina în loc să se îndrepte, să se corecteze, să lucreze spre binele cetățenilor, el lucra spre răul lor, dar îi încuia să nu plece. Mai mult de atât a declarat războiului Asa, împăratul vecin al țării soră, Iuda, și Scriptura ne spune în versetele de la 18 la 22 următoarele cuvinte. Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămâsese în visterile casei Domnului și în visterile casei împărătești, le-a pus în mâinile slujitorilor lui pe care i-a trimis la Ben Hadad, la împăratul Siriei și i-a zis să fie legământ între mine și tine. Vezi că Baeșa, împăratul din Nord, pornește război împotriva mea. Te rog frumos, rupe legătura cu el. Împăratul Siriei a primit bogăția și a mobilizat armata și a pornit război împotriva lui Baeșa, care pornise război împotriva lui Asa. Asa a cerut prietenie împăratului Siriei. Împăratul Siriei a dat prietenia, că l-a plătit bine. Și atunci sirieni a venit cu război împotriva lui Baieșa, care avea de gând să se lupte cu Asa. Văzându-se încercuit, Baeșa a lăsat rama și s-a întors în, în, în cetățile întărite din țară și Rama a rămas descoperită. Scriptura ne spune că atunci Asa s-a dus la Rama și a luat toate materialele pe care le strânsese baeșa să construiască zidul și să întărească cetatea, a făcut o groapă mare în care cineva mai târziu și-a aruncat morții și în felul acesta planul lui Baieșa a eșuat, dar a mers până la punctul la care să se vadă inițiativa lui Mișelească împotriva fraților lui. Fraților, este o mișelie să lupți împotriva fraților. Și Dumnezeu pedepsește mișelia aceasta. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind este faptul că Dumnezeu îl pedepsește pe Baieșa pentru păcătoșenia lui. Dumnezeu a vorbit lui Baieșa printr-un profet, numele lui este Iehu. În Biblie sunt mulți oameni cu numele de Iehu. Unii au avut o viață mai bună, alții o viață mai rea, dar numele este același prin acest profet, Dumnezeu i-a vorbit lui Baieșa ce se va întâmpla cu el și i-a spus câteva lucruri. 1. Dumnezeu îi amintește istoricul vieții. Eu te-am ridicat din țărână și te-am pus mai mare peste poporul meu. Istoricul lui și investiția divină. Dumnezeu a spus, te-am luat din țărână, te-am făcut mare, ți-am dat poziție și tu ce ai făcut? Apoi, Dumnezeu îi explică vinovăția și îi spune următoarele lucruri. 1 ai umblat în calea lui Eroboam. I-a imitat exemplu de viață. 2. Ai făcut pe poporul meu să păcătuiască. 3. Mai mâniat. Pur și simplu ai știut că mă mânii și ai făcut lucrul acesta ca să mă mânii. Pentru că ai umblat în calea lui Eroboam, ai făcut pe poporul meu să păcătuiască. Iată dar că liderii întotdeauna când păcătuiesc fac două păcate. Unu, e păcatul că-l fac și doi, E păcatul că prin păcatul lor influențează poporul. Dacă un cetățean din țară păcătuia, el prin exemplu lui nu inspira pe nimeni. Dar când păcătuiește un împărat, o căpetenie, oamenii uitându-se la el îi urmează exemplu și oamenii nu mai stau să se gândească dacă e bine sau rău. Ce face împăratul e bine, pe împărat trebuie să-l urmăm, Întotdeauna împăratul e un exemplu, întotdeauna împăratul e urmat, întotdeauna oamenii se conformează la ce face și spune împăratul. Și Biblia ne spune că toată țara l-a urmat pe împărat. Și Dumnezeu spune, pentru că i-ai târât pe oameni. Un cetățean nu poate să pe cineva, dar un împărat poate. De aceea când alegi un împărat, asigură-te că are minte. Dumnezeu îl omoară pe Baeșa, și îi omoară casa, după cum l-a omorât pe Roboam și casa lui. Iată că voi mătura pe Baieșa și casa lui. Cum vi se pare expresia aceasta? Știți ce înseamnă să mături? Ce măturăm noi? Măturăm gunoiul. Cum îl măturăm? Fără grijă. În sensul că vrem să scăpăm de el. Îl luăm și-l aruncăm. Ei, Biblia spune, voi mătura pe Baieșa. Vedeți cum se exprimă Dumnezeu așa de plastic ca să ne facă să înțelegem care e atitudinea Lui. Ce atitudine avem noi față de gunoi? Iertați-mi expresia de scârbă, miroase urât. Vrem să scăpăm de el. Dumnezeu spune, voi mătura pe baieșa și casa lui. Extraordinar cum se comportă Dumnezeu cu oamenii răi. Ce periculos este să fii un om rău înaintea lui Dumnezeu ce risc mare și asumă omul care nebunia lui păcătuiește înaintea Domnului, pentru că Dumnezeu va mătura. Observați că fiul lui a fost un bețiv și aici se vede lipsa de educație a lui Baeșa. În concluzie, și ne vom ruga în serviciu divin în această seară, Dumnezeul pedepsește pe Baeșa pentru răutatea lui. Orice om care este rău va fi pedepsit de Dumnezeu. Noi toți suntem răi ca și natură și accidental, ca și păcate instantanee pe care le facem din atenție. Dar cine este rău ca stil de viață, pedeapsa lui Dumnezeu îl va ajunge. 2. Baeșa a fost pedepsit pentru că au, a avut un exemplu negativ. Orice om care își alege ca exemplu, un dușman al lui Dumnezeu va fi pedepsit. Noi toți avem nevoie de mentori, de exemple umane. E adevărat că Domnul ne este exemplu și El e învățătorul, dar avem nevoie de exemple umane. Așa suntem construiți noi să ne uităm la cineva din carne ca să vedem cum se comportă. La Domnul ne uităm prin credință, nu-l vedem cu ochii. Ei, Biblia ne spune, nu avem dreptul să ne luăm modele. Rele, din orice punct de vedere Trebuie să ne alegem cele mai bune modele care locuiesc în zona noastră În mediul de hrănire Și închei spunând al treilea lucru ca și concluzie Oamenii răi nu vor, vor rămâne acoperiți de rușine pentru eternitate Uitați că au trecut 3000 de ani aproape Și despre Baeșa se vorbește și astăzi ca despre un om rău și fără minte Cei răi vor intra în istoria lui Dumnezeu acoperiți de rușine și rușinea aceasta nu se le, nu li se va șterge niciodată. Frați și surori, noi nu avem onoarea să fim împărați, dar avem onoarea să fim oameni. De aceea, în seara aceasta, Dumnezeu ne-a adus aminte că Baieșa nu a greșit ca împărat, a greșit ca om. Noi nu suntem împărați, dar suntem oameni. De aceea, vă rog, în seara aceasta, gândiți-vă în rugăciunea pe care o vom face împreună, imediat, ce fel de oameni suntem noi, cine ne sunt exemplele suntem plăcuți înaintea Domnului sau răi ce ne vorbesc oamenii lui Dumnezeu duhul profetic ce atitudine luăm când ne vorbește în ce fel ne educăm copiii și ce anume ajung ei toate acestea sunt examene pentru noi ca muritori ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului